Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Este de aceeași vârstă cu Marea Unire de la Alba Iulia, sau mai exact cu Statul Național Unitar Român. A împlinit 100 de ani. Biserica Sfântul Ilie Grant din Crângaș a fost construită pe un teren donat de familia Grant. Domnul Grant, cel care a dat numele zonei, a fost scoțianul Effingham Grant, secretar la Consulatul Marii Britanii din București, care, îndrăgostit de domnișoara Zoe Golescu, decide să o ceară în căsătorie și să se stabilească în România. Spirit întreprinzător, britanicul renunță la cariera sa diplomatică și se dedică afacerilor. Familia sa a numărat mulți membri marcanți ai societății românești din acea perioadă, printre care pictorul Nicolae Grant, un acuarelist deosebit de talentat. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 15 august 1907 în prezența lui Vintilă Brătianu, edilul șef al capitalei. Din cauza Primului Război Mondial, lucrările au sistat, însă, imediat ce a fost posibil, s-a reluat construcția Sfântului Locaș, astfel încât la 16 septembrie 1918 este sfințită de episcopul Meletie Gălățeanul, în prezența a numeroși credincioși și oficialități locale. Planul bisericii a fost adaptat de către arhitectul Balic după un proiect întocmit de Ștefan Ghica Budești. Arhitectura se aseamănă cu cea a bisericii Sfinții Treierarhi din Iași. Pictura în stil neobizantin a fost realizată la 1927 de pictorul Ion Simionescu, care a pictat și cele 12 icoane praznicare de pe splendida catapeteazmă lucrată în lemn de tei. Marele seism din 1940 și bombardamentele din 1944 au avariat grav construcția, care a fost reparată 4 ani mai târziu. După anul 1990, s-au efectuat numeroase lucrări de reparație, pictura fiind restaurată de Elisabeta Ursu. După încheierea lucrărilor, în iulie 1997, a fost resfințită de către Patriarhul Teoctist. În fiecare an, la 20 iulie, biserica își adună enoriașii și sărbătoresc împreună pe ocrotitorul Sfântului Locaș, Sfântul Ilie Tezviteanul. Acesta a trăit în secolul IX, înainte de Hristos, și este cunoscut ca un mare proroc. Se spune că a fost atât de iubit de Dumnezeu, încât îi împlinea lui Ilie toate rugile. Istoria spune că Sfântul nu a decedat, ci s-a ridicat la cer într-un car de foc. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.